Out of the Box. Controverse în dialog. Cu Cătălin Striblea și Laurent Balint. Bun găsit, sunteți la Out of the Box, programul care pune la încercare idei din societatea românească și deschide noi unghiuri despre ceea ce deja discutăm. Salutare, Laurent Balint, invitatul nostru permanent. Salut, Cătălin. Laurent Balint, om de publicitate, profesor și autor al, că știu sute de articole pentru diverse peste publicații, 100 de articole. Peste 100 de articole pentru diverse publicații de specialitate din România. Avem o lege în dezbatere și mai multe inițiative privind limitarea publicității la pariuri sportive și jocuri de noroc, așa se numește foarte clar. da. Uh -huh. Legile sunt mai mult sau mai puțin bune dar ideea e următoarea: să se reducă numărul de reclame de la televizor și, probabil, din spațiul public. Cam asta e. Nu există nicio propunere pentru controlul digital sau pentru ceea ce se întâmplă pe telefoane și pe alte medii. Și am vrut să aflu părerea ta despre această chestiune. Hai să pornim de aici. Inițiativele sau încercarea de a reduce acest tip de reclame, de a limita, trebuie. Bine privite sau e o problemă aici? E foarte bine primită dezbaterea în jurul pariurilor. Este un fenomen care a crescut foarte mult în ultimii ani. Este de ajuns să, ești, să te trezești dimineață ca să-ți dai seama de amploarea pe care o au pariurile în România. Toată prezența aceasta în toate colțurile societății indică, fără alte date, nivelul pe care l-a atins, pentru că este foarte scumpă o astfel de prezență în toate momentele vieții și au fost foarte puține dezbateri în jurul bettingului și ce înseamnă și este o înțelegere destul de subțire la nivelul societății asupra lucrurilor care se întâmplă. Mi se pare important faptul că nu se discută despre interzicerea pariurilor, deci nu este o discuție despre interzicerea pariurilor, pentru că din punctul meu de vedere ar fi o mare greșeală. Pariurile sunt sunt de 100 de ani din momentul în care au devenit publice, controlate societatea cred eu că este într o poziție mult mai bună și sunt oameni care uh, pariază constant ca pe o activitate de stai un pic da. că vreau să adaug și o chestiune asta că revin la ideea da. ta. Nimeni ca să avem exact această uh -huh. să fie clar. Nimeni nu militează nici măcar statul, uh -huh. nici inițiatorii de legi, nu Militează pentru uh, limitarea pariurilor, activității în sine da. sau închiderea lor sau dispariția lor. Dar nici măcar uh, cei. Uh, deci, din, din nicio tabără, din, din, din o tabără, o tabără are, da. Nu, ceea ce mi se pare sănătos și mi se pare okay. ok, mi se pare faptul că înțelegem faptul că este un fenomen care este parte din societate și care va fi, indiferent că îl păstrăm legal sau și, îl aruncăm și, în ilegalitate. Și că trebuie controlat. Ok. Da. Acum, studiem nivelul de dezvoltare și de penetrare în societate. Da. Și aici spune așa că din ceea ce ați lucrat voi și ce știți voi, aveți există un public care pariază de plăcere. Da, cum da, ar da este un public care pariază relaxat și alocă o sumă de bani pe lună, ca și cum ar plăti un abonament la Netflix sau HBO Max sau Disney Plus sau care mai sunt programe. 100 de lei pe lună, 150 de lei pe lună, mi-asumă, ăștia sunt banii pe care o să-i dau pe zona pe activitatea aceasta. Nu mă aștept să câștig. Deci Nu am nicio pretenție să câștig. Nu pariesc pentru a câștiga, ci pariesc pentru a... Mă testa pe mine ca să văd dacă reușesc să anticipez corect lucruri, dacă înțeleg bine fenomenele din sport, din tot. Și atunci este o activitate, mai e și o socializare cu prieteni, schimbă informații, se compară unul pe celălalt ce ți-a ieșit ție, ce mi-a ieșit mie. Și practic sunt oameni care își asumă. Și asta este, asta e suma pe care mi-au luat, stau Bun. disciplinat. În același timp mai este un segment. Pe asta voiam să te întreb. Bănuiesc că nu oamenii ăștia pe care îi pomeni sunt problema, adică... păi Nu, dar aceștia sunt niște oameni pentru care este o activitate importantă și pentru că care... Probabil și de asta uh, nu se recomandă să dispară de, okay. din societate. Și celălalt segment? Celălalt segment în care avem multe drame, și sunt oameni care nu se pot abține, și care devine un viciu, și pariază de multe ori tot ce au și ce nu au, și care intră în mari probleme. Sunt oameni care au deja dependență, care trebuie să parieze. Am asistat la o discuție între doi puști pe stradă. Unul, băi, vreau să pariez, trebuie să pariez, stai să deschid aplicația, vreau să fac un pariu și a pariat pe stradă, pe trotuar, în secunda respectivă. Și era așa o transformare totală a personajului. Și aici este marea problemă, pentru că odată ce intri în dependență și tot, controlul este foarte dificil. Am ascultat și la tine la emisiune la Europa oameni care povesteau cum nu se mai pot abține și cum este de ajuns un singur trigger, un singur declanșator. Pentru că și aici e discuția noastră. A, aici este discuția, de fapt, din, așa noastră și din societate, este despre aceste declanșatoare care sunt peste tot în uh, societatea astăzi, oriunde te uiți în stânga, dreapta, este un declanșator, este de ajuns să vezi logo unei case pariuri și să simți nevoia de a merge mai Exact, departe. pentru că aceste pariuri, spun, aceste reclame, spun ascultătorii noștri, nu se adresează uh, unor oameni primul segment sau nu se adresează mm -hmm. primului segment de care spunei care se adresează și, și primului segment și dar primului, da, da. da ci sunt un un, un trigger să spune în engleză un declanșator da. emoțional pentru cei care au o problemă da. deja da. și de multe ori reprezintă trecerea din primul segment în al doilea adică tu știi asumi 150 de lei pe lună și zici, hai ce mai 170 hai ce mai mergem la 200 deci fiind atât de prezent în jur uh, și această discuție nu e numai pe copii că o parte din oameni se concentrează pentru copiii noștri, pentru a ne proteja copiii, este vorba de toate generațiile. Poți să ai, indiferent de vârstă, indiferent de sex, situația este și este foarte serioasă. Strict pentru tânăra generație, în contextul sportului românesc, noi avem o generație care a crescut în pariuri, n-a crescut în iubirea de steaua din Amor, fece brașov, politimișoara, poliaș, sau alte echipe de club, ci ei au intrat în sport prin pariuri. Și este foarte nasol pentru că această tânără generație este mult mai atentă la ce se întâmplă pe piața pariurilor și la cote și la tot, trăiesc meciurile foarte intens pentru ca să le iasă biletul, nu pentru ca să câștige echipa lor, sportivul favorit. Și de asta multă lume este surprinsă Bă, cum se poate ca Simona Halep când pierde un meci să fie atâta ură în online. Cum se poate că atunci când echipa lui Gică Hagi pierde cu echipa de pe ultimul loc să fie atâta bură la adresa lui Gică Hagi care a făcut atâtea lucruri pentru sportul românesc? Păi ce să ne facem dacă oamenii au pariat? Ce era partea sigură a biletului și Simona Hale pierde în primul tur la US Open. Păi firai tu să fii și tot și uite și de munca pe care a făcut-o Simona deci și de investiția familiei și de susținerea și de toate performanțele. ce îmi spui tu mie acum că de fapt emoția și valorizarea apar prin intermediul biletelor de pariu. Da, care uh, capătul cu totul altă importanță și nu mai contează tot, acolo mai. Mi-au ieșit șase rezultate din șapte și Simona Hale pierde în primul tur la US Open. Mamă, a trântit meci, mamă, toate, toate nebunile și ai tu că ai dat de bani și tot ce... Mare parte din ce vedem online are legătură directă cu fenomenul Nu m-am gândit niciodată la, la chestiunea asta. Uh, da. Dacă da. o să urmărești și o să uh, intri în subiect și o să stai de vorbă și cu oameni și așa, o să constați că uh, e mult adevăr în uh, ceea ce ziceam. În același timp este o monedă socială dacă ți iese, adică mi-au ieșit șapte rezultate când te duci seara la o petrecere, la o ieșare, la un grătar, la ceva și începi să poți că mi-au mi ieșit șapte. Culmea, e monedă socială și când nu ți ies. Adică zic, băi, când era cât pe ce să-mi Și după aia, băi, a fost surpriză aia, nu pot să un Real Madrid a pierdut tocmai Locul 14 din uh, prima divizion, uh, dar nu mai vorbești despre jucători, despre sportul în sine, despre transferul, despre Și, uh, ci bă, foarte mult uh, se mută pe direcția despre Paris. Asta deschide mai... și o idee nouă la care suntem foarte puțin atenți, și care în engleză se numește inside trading, și care da. dă niște obligații pentru sportivi da, și pentru grupurile de sportivi deci, și a... antrenori și management. Am văzut o serie de traininguri, cursuri pentru sportivi în care erau, erau atenționați, erau învățați ce să facă și ce să nu facă. De exemplu, dacă una, un jucător, un sportiv de la un club povestește despre un coleg care, băi, are gripă, e praf, e varză cu 6 ore, 8 ore cu o zi înainte de meci, povestește despre starea de sănătate a unui coleg. Este inside information. Oamenii știu să parieze împotriva. Messi are, băi, Messi e răcit, praf și și Neymar a luat și Mbappé sunt toți. Păi dintr o dată trebuie și pariezi împotriva Paris Saint-Germain pentru că știi că trei de baza lor sunt răciți. Deci nu ai voie să dai informații din interior, pentru că se poți ajungi în probleme legale și să fii acuzat de influențarea pieții, ca să zic așa. Bun, uh, acum o să avem. Nu ne este foarte clar ce o să iasă din legea asta. Nu, nu ne este clar ce o să iasă din lege, dar ne mai sunt niște lucruri clare. De exemplu, Costi Mocanu, care este unul dintre jurnaliștii sportivi a, cu mare experiență, avea observație în timpul campionatului Mondial de Fotbal din 2022, în care a spus: păi, dar unde este berea în pauzele publicitare? Cum de nu avem bere prezentă în pauzele publicitare? Berea era cel mai puternic asociată. Păi. Prea, e foarte complicat să mai fie alte categorii de produse în condițiile în care betting-ul uh, domină toate pauzele publicitare, domină tot de și după atunci după... decizia e simplă, nu mai venim acolo, nu e nicio tragedie, nimeni nu stă să plângă sau ceva, își văd de viață, merg mai departe dar este un element care distorsionează destul de mult. Poate. la România în direct a sunat unul dintre patronii de mari patroni de televiziuni din România, Orlando Nicoară, care a spus că și pentru ei este o problemă retragerea acestor sau împiedicarea reclamelor la pariuri pe televizor, e o sursă bună de finanțare și un câștig pentru sute de oameni, mii de oameni care lucrează în industria televiziunii. E un mod de a susține chestiunea asta. Adică spun asta pentru a echilibra toate, toate lucrurile. Pe de altă parte, atrag și eu atenția asupra unui fenomen, deci, pariurile în sine nu pot intra în comunitatea tânăr, nu pot intra în școli, nu se asociază, sau mă rog, nu sunt dorite la asociere în diverse zone, și legal, dar și mulți oameni, nu sunt multe organizații. În schimb, diverse, să zicem, fundații, așezăminte, vehicule de transmitere a unor informații și a unor valori pot face asta. Și o să-ți dau denumirea Superliga. Da? Superliga, care este Campionatul Național de Fotbal al României, uh, care e scris cu aceleași fonturi, cu aceleași culori și care îndeamnă, practic, și duce către sponsorul principal al competiției. Superliga poate fi comunicată foarte ușor în mediile școlare. Dau un exemplu. Corect, este un fenomen, uh, uh, din păcate, nu este singular, sunt mai multe. Uh, mai mulți jucători din industria vicilor, să le zic așa că sunt alcool, țigări, pariuri, creează fundația Popescu. Adică să zicem că brandul meu este Popescu și eu creez fundația Popescu. Eu nu am voie să promovez alcoolul Popescu în școli sau pe stadioane sau ceva, dar am voie să promovez alcool, fundația Popescu. Deci sunt niște ușițe, niște căi prin niște care. se, da. niște ocolișuri prin care continuă prezența în niște zone în care societatea a încercat să le interzică și să nu fie acolo. Și cred că e o practică care ar trebui monitorizată atent și și reglementată. reglementată. Asta e ideea. Noi aici deschidem diverse perspective, asta facem și vă atragem atenția asupra unor probleme, dar trebuie să plecăm și cu o concluzie lor Balint. Adică dacă ai plecat cu o concluzie aici, ce îi spune Păi rămân cu ideea că pariurile sunt parte din societate și că vor fi cu noi o lungă perioadă și din punctul meu de vedere cred că prezența este mult prea agresivă și riscă să genereze niște comportamente care nu mai pot fi controlate de către oamenii care intră în capcana aceasta. Ok, mulțumesc tare mult. E un subiect la care o să ne întoarcem. Ne auzim și săptămâna viitoare la Out of the Box. Out of the Box. Controverse în dialog cu Cătălin Striblea și Laurent Balint.